În spatele celor spuse de inspectorul șef al ITM Buzău se află informații și detalii tehnice culese pe teren, personal, dar și de ceilalți inspectori de muncă, în cadrul verificărilor zilnice efectuate pe șantierul de la Mărăcineni. Directorul ITM, Constantin Gheorghe, a aruncat bomba spre finalul ședinței de colegiu prefectural de astăzi, când a ținut neapărat să avertizeze responsabilii din prefectură cu privire la intenția constructorului de a schimba radical modalitatea de reabilitare. Vor să schimbe soluția tehnică. Aveți grijă. Părerea mea este că vor să schimbe soluția. Pentru că au început să facă altceva decât aveau un plan. Și părerea mea este că vor să schimbe soluția tehnică, ceea ce va duce la o perioadă, un an. Vor să dărâme tot podul. Să schimbeam. E o părere personală, dar vă rog frumos să verificați împreună cu reprezentanții. Cineva de pot de pontoane. Nu e vorba de pot de pontoane, pentru că nu suntem în situație de urgență și există la acest moment o cale de acces în municipiul Buzău, da? Pusă în fața unei astfel de declarații, șefa de la Casa Albă a reamintit faptul că autoritățile locale nu au puterea de a decide ridicarea unui pod de pontoane. În plus, a completat tabloul îngrijorător cu o altă informație, de această dată legată de calea derulare rămasă deschisă după închiderea tronsonului vechi. Sunt probleme la carosabilul podului nou, a precizat prefectul Carmen Ichim. Și nu poate suporta nici administrația publică locală, nici Mărăcineni, nici Buzău, nici Consiliul Județean suma pe care o cere pentru amplasarea acestui pod de pontoane. Problema se pune în momentul în care avem deja probleme la cealaltă, la cealaltă cale de rurale, adică calea 1, adică s-a cam urmea cu un asfalt. Singurul lucru pe care în continuare îl pot face autoritățile de la Buzău este de a pune presiune pe Compania Națională de Administrare a Infrastructurii și Ministerul Transporturilor, dar mai ales pe firma constructoare. Am făcut în scris, cred că la 3 zile fac, atât CNAIL-ului, cât și Ministerul Transporturilor, cu privire fie la lucrările care se execută pe pod, fie la celelalte. Și așteptăm să primim răspunsuri. Nu înțeleg cum să angajează aceste lucruri, nu înțeleg, nu suntem noi gestionari, deci administratorul drumului este CNAIR-ul și Ministerul Transportului. Nu este nici Consiliul Județean, nici instituția prefectului, nu are atribuții în acest Nu putem să facem decât solicitări și să ne comunice ce soluții vor lua. Săptămâna trecută, la o lună de la demararea lucrărilor de la podul Mărăcineni, bilanțul a arătat că investiția este în întârziere, din cauza numărului mic de muncitori mobilizați pe șantier. Termenul inițial de finalizare a reabilitării este stabilit pentru 130 de zile.